Bine v-am regăsit, sunt Gelu Grăbenel, ca în fiecare joi sunteți invitații mei la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Ei bine, în psihologia zilelor, sau mai bine zis în psihologia percepției zilelor, săptămânii, joia este o zi relaxantă, zice eu, nu de alta, dar după joi vine vineri și vinerea este începutul weekendului. Pe de altă parte, seara este partea relaxantă a zilei. Așadar, joi seara, decretez, este cel mai bun moment pentru o emisiune de televiziune, zic eu. Vă invit la Giurgiu înainte de toate, alături de invitații emisiunii mele, Alexandru Andrei, director general al Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prescurtat OSIM. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi pentru prima dată! Vă mulțumim pentru invitație! Celălalt invitat, domnul Răzvan Cuc, director general al Zonei Libere Giurgiu. Bine ați venit și dumneavoastră, bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație dumneavoastră și invitațiilor. Promiteam la sfârșitul anului trecut, când am invitat și am discutat despre activitatea din 2014 a Zonei Libere, promiteam și m-am ținut de cuvânt să vă invit și la începutul anului, da? Nu e chiar început, dar suntem la mijlocul februarie aproape, să discutăm despre Zona Liberă. Ei bine, am pus titlul emisiunii Politica Administrației, zic eu, nu luăm așa titlul la stricto senso. Și ca să nu încurcăm lucrurile, am stabilit să vorbim la început despre Zona Liberă, la început de an, cum spuneam, și despre OSIM, desigur, în partea a doua, cu directorul său, Giurgiu Vean, da? Apoi, în finalul emisiunii, facem puțină politică, ce mai e nou prin politica din Giurgiu, ce mai e nou prin politica prin țară, în această săptămână plină de tot felul de mișcări pe reșichelul politic și nu numai. Deocamdată, ce mai este nou prin Zona Liberă Giurgiu, domnule director? Haideți să ne spuneți cum ați încheiat. După cum ați văzut și din presă în câteva relatări care le-am avut în ultima perioadă, pot să spun că am încheiat din punct de vedere al cifrelor bine anul 2014. Automat voi veni și cu bilanțul care îl voi prezenta în Consiliul Local în perioada următoare, până la sfârșitul lunii mai avem termenul legal de a veni cu bilanțul. Într-adevăr, s-a înregistrat un profit destul de consistent al Zonei Libere și anume față de 2013 am reușit să creștem profitul cu 298%, dar nu este meritul meu neapărat, este meritul unei echipe care a lucrat la această situație economică să iasă în acest mod și aici pot spune toate serviciile, componente și cel administrativ și cheul și transporturile, toți au înțeles că trebuie reduse cât mai multe cheltuielile, cât mai mult reduse cheltuielile inutile și să încercăm să avem grijă de atât de parcul de mașini cât și de utilaje care le folosim, să le întreținem mai bine pentru a nu suferi diverse pagube, fiindcă știți foarte bine că utilajele noastre sunt destul de avansate ca și uzură. Deci, din punct de vedere al cifrelor, am încheiat bine. Acum, am și o curiozitate. Ați început anul cu un anumit număr. Mă refer la personal, da? Cum l-ați terminat? Am început anul cu un număr, l-am terminat cu un număr mediu și optim de angajați, iar eu sper și am spus tot timpul, asta nu vreau să fie luată ca și o amenințare sau ca și un pronostic negativ, dar intenționez să mai selectez un pic din angajații Zonei Libere, pentru că, nu știu, eu sunt de principiu că trebuie la locul de muncă să dăm ce avem mai bun și să muncim și să încercăm nu doar să venim la un loc de muncă. Zona Liberă nu este o societate, este o societate de stat, dar nu este stat propriu-zis, adică nu treaba merge, avem ce face, nu avem ce face, primim o reafă. Era o dată la stat, cum zici. Da, Zona Liberă se autofinanțează. Asta înseamnă că dacă noi avem productivitate și avem încasări și venituri, automat ne putem permite să avem și cheltuieli cu personalul și prefer să-i stimulez mai mult pe cei ce muncesc mai mult decât să țin mulți oameni care practic se calcă... La ora actuală câți angajați aveți? La ora actuală avem 74 de angajați. Chiar în urmă cu o săptămână am făcut... La administrația Zonei Libere. La... Nu, eu vorbesc de administrație pe total. Aici include cheul, unde avem transbordul de mărfuri de pe barjă pe uscată. Vorbesc de partea administrativă, vorbesc de transporturi și toți personalul TESA. Toți angajați. Uitați că am fost nevoiți săptămâna trecută, am făcut 4 angajări în regim de urgență, întrucât au crescut foarte mult
cererile de descărcare a îngrășămintelor la cheul zonei libere și numai ca să venim în întâmpinarea cererilor clienților, am angajat patru persoane pe o perioadă determinată până când, ca să putem onora comenzile, adică practic am introdus și o tură de noapte. Vreau niște cifre în emisiunea noastră de la finalul anului 2014. Spuneați atunci că în total, în zona liberă, în toate firmele din zona liberă, sunt peste 2000 de muncitori, dacă... În jur de, da, sunt în jur de... Păi gândiți-vă că doar Șantierul Naval are în jur de 600 de angajați. Vorbim doar de o singură societate. Sunt societăți care încă funcționează destul de bine, mai ales cele de pe producție. Vreau să discutăm și despre perspectivele ca zona liberă, Giurgiu, să atragă mai multă forță. Asta vreau să vă spun, este foarte important, aici am dezbătut subiectul acesta și aici mă refer la transformarea zonei libere în parc industrial. Dar aici trebuie să venim foarte clar cu niște specificații concrete. Pentru a transforma zona liberă în parc industrial trebuie să atingem două puncte foarte atenți, și anume, mă refer la infrastructură. Deci orice parc industrial trebuie să aibă o infrastructură cât de cât bine pusă la punct. Ori noi în zona liberă, din păcate, încercăm să venim în întâmpinarea firmelor cu infrastructură. Ați văzut anul trecut și drumul care am reușit să-l finalizăm pe forțe proprii. Și acum încercăm tot așa să venim o parte din infrastructură să o modernizăm pe fonduri europene. Noi am mai discutat pe marginea acestui subiect. Știți că am avut și o vizită la Viena. E bine să mai spunem, pentru că telespectatorii noștri mai uită, se mai schimbă. Categoric. Eu sper să se mulțească telespectatorii. Lucrurile bune trebuie să repetate. Deci vreau să facem o mică pauză, dacă îmi dați voie. Da. Așa, politețea mea, de fapt nu politețea, ca moderator sunt obligat să discut puțin și cu domnul Alexandru Andrei, ca să nu trecem direct la problematica oficiului de stat pentru invenții și mărci. Abordăm Giurgiuveanu de aici, din platou, și v-aș întreba, domnul Alexandru Andrei, cum vedeți dumneavoastră din afară, așa, zona liberă, ca Giurgiuveanu? Da. Este o speranță, un loc în care giurgiuvenii, atât giurgiuvenii simpli, cât și clasa politică, își pun mari speranțe în dezvoltarea zonei libere. Avem care... multe speranțe de asta. Aveam odată un șantier naval puternic de tot. Textila Dunăreana, tot în partea asta, spre zona liberă, spre port, portul mare... Mi s-au cam subțiat așa speranțele și zona liberă a rămas una dintre. În acest moment, zona liberă a rămas cam ultima redută, care pe parcurs, în ultimii ani, a dovedit că se îndreaptă, intră pe un drum bun, având o conducere tânără, care încearcă să facă lucruri bune, așa cum a spus și colegul meu. Am speranța că Răzvan Cuc va reuși să atragă mai mulți investitori în zona liberă, atât prin infrastructura pe care încearcă să o pună la punct, cât și prin facilitățile pe care le oferă, astfel generând mai multe locuri de muncă pentru giurgiuveni. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Știți că eu la un moment dat v-am spus că am luat hotărârea să fac acel drum în regie proprie. Dacă până acum și am și reușit. Dacă până acum v-am spus, pot să spun lucrul ăsta acum. A fost unul din oamenii care m-au sfătuit să fac acest lucru și să încerc. A fost chiar prietenul meu și coleg Alexandru Andrei, care mi-a zis: Răzvane, nu mai te chinui să iei oferte de la toate firmele, pentru că ei nu vor veni decât să-ți ofere niște prețuri. Ați luat totuși, aveți... Eu am luat oferte, dar s-am stat și m-am consultat și cu el și cu mai mulți prieteni care mi-au sfătuit și mi-au zis: încerc să faci în regie proprie, că eu cred că ești mai ieftin și mai bine. Și uitați că au avut dreptate toți care m-au sfătuit și așa a fost. Deși s-au strânit la acel moment mari valuri. Dar și el a fost dintre oamenii care a participat și a... Câteva firme din Giurgiu au ratat ocazia. Păi, au ratat asta. Eu am spus-o, nu știu dacă la dumneavoastră în emisiune, dar așa s-au obișnuit unele firme să facă bani. Bani ușori. Și la mine. Vorbeam odată despre unii oameni de afaceri care, de fapt, nu sunt oameni de afaceri. Da, sunt cu japca pe banii cetățeanului. Și nu fac lucrări de calitate. Eu apreciez oamenii și firmele în general care fac lucrări și își dau silința să lase ceva în urma lor. Nu doar să speculeze un moment când e cineva, un prieten la putere sau ceva și hai să luăm o lucrare. Mai fac un zid, mai fac ceva, mai iau câteva miliarde. Din păcate ăștia sunt, da. Ăștia sunt și asta este un lucru destul de rău. Dar vedeți că asta a punctat foarte bine domnul Alexandru Andrei, spunând de infrastructură.
pe de o parte, această infrastructură nu poate fi făcută din fonduri proprii, pentru că nu le avem. Fonduri de la primărie nici nu încape discuția, pentru că și bugetul de la primărie este destul de sărăcit. Și atunci singura șansă sunt fonduri europene. Și pentru asta vă spuneam înainte, ne-am zbătut și am reușit, chiar acum am aflat că la sfârșitul, pe 25 februarie, se vor depune proiectele, dacă nu mă înșel, pentru drum și pentru cheu. Și spre sfârșitul lunii iulie-august vom avea și răspuns. Eu sper să fie, de fapt sunt convins că va fi unul pozitiv, pentru că s-au urmat toți pașii ad literam. Spuneți pentru drum, este vorba despre asfaltarea drumului principal, care, exact, de la intrare până pe cheu, care trece și prin fața televiziunii Giurgiu TV, practic este inclus în proiect. Mai scăpa și pe noi de ceva. Vom mai scap, da, așa. Vom asfalta tot acest drum și vom consolida partea noastră, adică partea noastră, vorbesc, cheul este împărțit în trei bucăți, trei componente. O parte care aparține societății APCD, o parte e proprietar privat și o parte zona liberă. Pe partea, practic, partea pe care suntem proprietari, o vom băga într-o reconsolidare temeinică, întrucât are și ea o vârstă, are o vechime și nu vrem să creăm anumite incidente. Pentru noi, vă spuneam de acești doi pași. Primul sunt infrastructura și al doilea sunt gazele. Dorința mea este ca până începem această asfaltare să reușim să întrucem și gazele, pentru că ar fi o treabă totală anapoda să asfaltăm și pe aceea să venim să spargem ca să bărăm gazele și nu vreau să repetăm astfel. Vorbeam și despre gaze și spuneați că gazele sunt la... Da, sunt la poartă, sunt la intrare. Libere, acum am putut negocieri cu compania, unica companie, că alta nu mai este, practic, în trebuie să știm cine înjurăm, am înțeles. Da? Dacă nu, acum rămâne de văzut și la ce concluzie vom ajunge, pentru că ei, când au venit în Giurgiu și au făcut planul de introducere a gazelor pentru Giurgiu, au luat în calcul și zona liberă ca și consumatori. De altfel, sunt consumatori foarte mari în zona liberă. Gândiți-vă că avem, de exemplu, uscătoarele de cereale care consumă enorm de mult. Deci consumă cât consumă alții în 2 ani, consumă în 5 luni. Da. Acum, dânsii trebuie să-și facă o evaluare temeinică, după care să vină să acționeze pe cale de consecință. Parcul industrial este foarte important, dar trebuie să ne dăm seama de un singur aspect. Când am fost în vizită la Linz, am văzut colosul Voestalpine, în jurul căruia s-au dezvoltat alte societăți. Deci acest colos își permite să dea subcontractări la alte firme mici să întrețină. Asta trebuie să creăm și noi în zona liberă. Deci în momentul când avem, știți, să venim cu ceva care să punem pe masă, cu ceva tentant pentru niște societăți foarte mari și puternice, care să poată veni să investească în zona liberă. Am avut deseori societăți care au venit și m-au întrebat, domnule, aveți gaze? Nu avem gaze. Și au plecat. Nu pot nici să-i mint pe oameni să le spun, domnule, stai că când vorbeam acum un an o să bag eu. Nu, oamenii vor să vadă concret ce se poate face. De asta trebuie să atingem punctele astea și în momentul acela, da, zona liberă, cum a spus el, este o speranță care putem, știți cum e, nu s-a născut speranță și a murit talent. Trebuie să și concretizăm pe ea, pentru că eu cred, din punctul meu de vedere, că poate fi motorul multor locuri de muncă această zonă liberă. Nu vorbesc zona liberă ca administrație, vorbesc firmele care activează în zona liberă. Și un alt lucru foarte important care trebuie luat în seamă de către toți giurgiuvenii, și chestia asta am spus-o de câte ori am avut șansa, inclusiv celor care vin la mine tot timpul și mă întreabă de locuri de muncă, și aceste firme private care vin și investesc, vin și cer o calificare la rândul lor. Deci trebuie să ieșim din tiparul acesta, dăm și mie un loc de muncă sau ajută-mă și pe mine să obțin un loc de muncă. Trebuie să vii cu un CV și trebuie să înțelegem că ele sunt firme private unde statul nu poate interveni să le spună angajează-mi-l și mie, nu știu, pe domnul Alexandru că e prietenul meu. Nu. Omul, eu cel mult știu ce îmi poate să fac o recomandare, dar recomandarea aceasta este trecută printr-un filtru. De exemplu, cum este societatea MOL. Cum este societatea MOL. MOL o firmă de resurse umane la București. Deci dacă cineva vrea să se angajeze la MOL, trece prin acel filtru și dacă corespunzi lucrurilor care ți se cer, atunci te angajează. Trebuie să renunțăm la chestia asta. Hai să găsim și noi un șofer, hai să găsim un pasnic. Nu. Oamenii caută, uitați, șantierul naval aduce sudori și forță de muncă din alte județe, că nu găsesc în Giurgiu. Deși eu vă spun pe de altă parte, când vin investitori la mine, le spun, domnule, avem forță de muncă calificată, ca să-i țin aici. Acum,
asta trebuie să vedem și ușor, ușor trebuie dezvoltat și segmentul ăsta de noi școli de meserii care să creeze oameni conform cerințelor societății. Deci este un întreg lanț care trebuie rezolvat. Nu doar aducem firme și firmele trebuie populate cu oameni competenți, pentru că orice patron de societate privată dorește să obțină un profit. Păcate la noi să fac numai cursuri de frizer, de bucătar, de patiser, nu vreau să mă joc cu cuvintele sau să fiu ironic, dar asta este realitatea. Și, cum spuneți și dumneavoastră, am avut tradiție mare în construcții navale, dar ne-au cam îmbătrânit meseria și sudoria deodată, de cândva, au îmbătrânit. Păi eu vă spun ce e mai bun meseria. Iar tinerii acum vor să facă cu totul și cu totul altceva. Bine, cred că din păcate să știți că tinerii n-au nicio vină, dar au și repere greșite în societate la nivel național și deseori sunt dezorientați un pic. Dar eu vă spun, media de vârstă la mine, de exemplu, la lucrătorii pe cheu, este media de vârstă înaintată. Și mă gândesc cu groază ce se întâmplă dacă la un moment dat vine vremea și trebuie să iasă la pensie. Pe cine pun în loc? Macaragii? Adică sunt niște probleme care trebuie luate foarte atent în considerare. Că degeaba venim și țipăm, știți că orice partid ar fi la guvernare, PSD, PNL, nu știu care mai apare, nu dau locuri de muncă. Dom'le, hai să dăm oamenii calificați care să poată ocupa locurile alea de muncă. Că nu, repet, nu poți să vii și să nu faci nimica și să fii... Îmi spunea la un moment dat, mă întâlnesc cu un om pe stradă și îmi zice un individ... Eu am rămas siderat de tupeu, nu de altceva. Îmi spune, pune-mă și pe mine șef de tură la... Dar direct așa, pune-mă și pe mine șef de tură la oamenii pe cheu. Și zic, măi, nu mi-o lua nume de rău. Ăia sunt coordonați de un inginer, dar inginerul ăla știe cum funcționează macaralele. Știe să facă evaluările, tot ce trebuie de securitate în muncă, de descărcare optimă, rapidă, cum să facă turele. Cum să duc eu un om care n-are nicio pregătire, să-l duc și să-l pun șeful unei echipe complexe, care lucrează de 10 ani sub oblăduirea și sub comanda unui om? Omul ăsta s-a pe mine și mi-a zis, da, domne, lasă că eu te-am votat acum, că ce, tu nu vrei să mă ajut. Păi, dar n-are nicio treabă una cu alta. Deci da, trebuie, adică, da, știți, trebuie foarte bine văzut și ce cerem și ce promitem, că după aceea și eu pot să promit la oameni că, nu știu, ajut orice, da, să fie și competent omul ăla. Da, și ruga regia să pregătească un material făcut de noi săptămâna asta. L-aș lansa spunând că mii de giurgiuveni caută conversionare, cum spunea și dumneavoastră, mii de oameni caută un loc de muncă, dar în același timp există și îndelenicirii în care meseriașii se găsesc foarte, foarte rar. Uitați un exemplu și o singură intervenție pe subiectul ăsta. Săptămâna trecută, 3 zile am stat acasă, m-am simțit foarte rău și efectiv am avut o gripă, n-am putut să ies din casă. Și mă uitam pe Giurgiu TV la retrospectiva săptămânii. Și la retrospectiva săptămânii se spunea că AJO FMO are 82 de locuri de muncă, începând de la paznici, șoferi, manageri de firmă. Păi, locuri de muncă sunt. Deci dacă ei le au, înseamnă că sunt. Că nu cred că făcea cineva un reportaj în care să mintă sau nu-și permitea directorul de la OJF. Da, ne prezentăm de fiecare dată oferta asta. Exact. Eu cred că trebuie să trecem peste etapa asta care s-a împământenit la noi. Ajută-mi și mie pe ăsta să-l bagi la un loc de muncă și să mergem să căutăm într-adevăr. Eu în studenție am luat ziarul, m-am dus, am căutat în ziar un anunț de muncă și m-am dus la o companie, uite și acum, care dădea telefoane la oameni acasă și întreba de situația economică a piețelor internaționale. Am vrut eu să-mi demonstrez că pot să-mi iau un loc de muncă. Da, trebuie să și vrei să faci chestia asta, adică nu doar să încerci, hai să mergem pe o relație. Asta trebuie ușor, ușor, cred eu, să dispară, adică să devenim un pic mai... Bun, despre meserie am pregătit și noi un reportaj în cele ce urmează, un reportaj despre o meserie solicitată, dar în același timp și solicitantă. Ultimii ani au adus schimbări continue pe piața muncii din România și găsirea unui loc potrivit de muncă a devenit o preocupare cotidiană. Deși locurile de muncă vacante sunt din ce în ce mai rare, există și meserii în care se caută cu insistență personal calificat. Într-un 2015 foarte stresant, orice meserie este la mare căutare, dar la mare, mare căutare este o meserie care se face la și mai mare înălțime. Este vorba despre meseria de macaragiu. Stăm de vorbă cu... Cristian Daniel, angajat al zonei libere pe funcția de macaragiu. Cum e acolo, la înălțime? Este o privire destul de frumoasă asupra orașului. Trebuie să fii bucuros că ai o meserie foarte
plăcut de lucrat cu un utilaj de asemenea mărime, dar este într-adevăr și o meserie foarte riscantă. Daniel Cristian are 42 de ani, este giurgiuvean și a lucrat din 1995 până în 2008 ca tâmplar carosier nave. S-a recalificat făcând cursuri de macaragiu și din 2008 lucrează pe macarale mari, într-o meserie despre care spune că îi solicită foarte mult atenția. Datorită situației că lucrez cu oameni în împrejurimile tale, trebuie să prevezi din timp ceea ce se poate întâmpla asupra utilajului, să anticipezi fiecare mișcare din timp, fiind solicitant și datorită faptului că intemperiile pe care se spun asupra macarei, adică vântul în general, te poate deplasa de la punctul de lucru în care vrei să ajungi și în care sunt în împrejurim și alți oameni cu care lucrezi la locul respectiv. Daniel Cristian lucrează cu macaraua de pe cheiul zonei libere în două ture de câte 8 ore, dar dacă este mult de lucru, stă și peste program. Meseria lui îi impune nu numai să fie la înălțime, dar și să stea ore în șir fără să coboare pe pământ. Se mai și prelungește sâmbăta programul ca să facem față la comenzile pe care le avem. Nu putem să lăsăm clienții. Mă spuneți odată ce ați urcat acolo la începutul turei, mai coborâți până terminați serviciul în ziua respectivă? Da, se coboară la pauza de masă sau dacă în situația în care se trebuie schimbat utilajul, având două macarale în zona liberă pe care se lucrează, schimbăm utilajele între ele datorită situației navei în care trebuie să descărcăm de la prova, la pupa, de situația în care ne aflăm. Macaragiul este mereu în permanență singur în cabină și din când în când la el mai urcă doar electricianul de întreținere, numai când apar probleme neprevăzute. Cu privire la meseria pe care o practică pe macaraua românească construită în 1984, eroul nostru are o părere aparte. Este o meserie frumoasă dacă îți place să o faci. Da, o meserie frumoasă, numai dacă îți place să o faci. Am revenit în direct la meseria noastră și la emisiunea noastră, Giurgiu, înainte de toate, cu invitații mei, Alexandru Andrei, director general al Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, și cu domnul Răzvan Cuc, director general al Zonei Libere Giurgiu. Pentru că am început o discuție, domnule Răzvan Cuc, despre zona liberă, haideți să o finalizăm cumva, să trecem și la invitatul nostru să ne povestească ceva despre OSIM, mai ales că avem unele curiozități legate de unele branduri care au probleme cu acolo, noutăți în domeniul ăsta. Văzând reportajul, îmi întărește încă o dată convingerea că și dorința de am orientat toată atenția sau mare parte din atenția asupra activității de la Chiu, pentru că sunt niște oameni care depun eforturi extraordinare și nu numai prin consolidare, cum spuneam, prin fonduri europene, dar și prin încercarea de atragere unor noi fonduri europene pentru achiziționarea de utilaje mai performante ca să le ușurăm un pic mai mult și munca. Că, într-adevăr, acele macarale portic de 15 tone de care la care făcea referire și colegul meu, sunt destul de învechite și necesită reparații. Așa că trebuie nu numai, indiferent că, repet, facem parc industrial zonă liberă. 85 montate, spunea colegul meu. Da, din 84 sunt construite. Ele necesită întreținere destul de costisitoare. Lucrul este destul de greu. Eu, la un moment dat, am adus o macara mobilă pe cheu și ce descărcare această macara, ce descărcă într-o zi jumate, aceea descărcat în jumate zi. Asta înseamnă performanță și înseamnă a veni sprijinul clientului, dar pentru asta sunt, ca de obicei, avem nevoie de fonduri, trebuie să găsim soluții externe. Vorbeați de o hală trimodală odată. Hala trimodală, da, hala trimodală este un proiect separat al primăriei municipiului Giurgiu. Eu prim aici cu zona liberă, dacă mai vine vorba, ca să zic așa, discutăm și despre asta, dar de-abia aștept să discut cu domnul Alexandru Andrei despre OSIM. Sunteți director la OSIM de aproximativ 3 luni. Avem tradiție deja, am mai avut un director acolo, Ionel Muscalu, dumneavoastră l-ați precedat. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri ce este OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, și cu ce se ocupă. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este autoritatea publică a statului care reglementează domeniul proprietății industriale din România. Munca noastră, practic, se împarte în trei categorii, respectiv domeniul invențiilor, al brevetelor de invenție, domeniul desenelor și modelelor și, nu în ultimul rând, mărcile. Dacă în domeniul brevetelor de invenție, brevete de invenție au o strânsă legătură cu economia unei țări. Astfel, dacă ai o economie foarte dezvoltată,
o industrie foarte dezvoltată, atunci ai și un număr de brevete corespunzător, având în vedere că România este o problemă națională în industriei și numărul de brevete pe care noi le emitem este unul scăzut în comparație cu țările mai dezvoltate, gen Germania, Franța, Anglia. Un domeniu pe care încercăm și încerc să-l aduc în mijlocul oamenilor, să-l înțeleagă mai bine, este domeniul mărcilor. Oamenii nu știu în acest moment, este și vina noastră, a celor care am condus OSIM-ul, pentru că nu am fost în stare să venim în mijlocul oamenilor, să le explicăm ce înseamnă o marcă și ce presupune să ai o marcă și la ce riscuri te expui dacă nu ai o afacere dacă ai o afacere și nu o ai protejată printr-un titlu de marcă. Ca să dau un exemplu care s-a tot discutat în ultimele săptămâni, este exemplu Steaua București. Da, chiar vreau să discutăm puțin despre brandul Stelei, se pare că și-a pierdut brandul, stema, cam așa ceva. Da. În ultimul faceți timp am văzut o nebuloasă la televizor, chiar oameni cu funcții înalte în stat, care tot dezbăteau problema pierderii palmaresului. Unii spuneau că își pierd palmaresul, unii spuneau că își pierd stadionul, își pierd... Nu. Pur și simplu, această pierderea mărcii constă în elementul grafic. Steaua București. Deci, practic, Steaua București... Avem aici pe ecran nou element grafic al Stelei, cel pe care l-au încearcă Steaua să-l omologheze. Nu vă pot spune acest lucru, întrucât acest lucru este depus la noi și este în analiză de către examinatorii noștri. În momentul în care se va da o decizie, se va face public acest lucru. Da, povestiți-ne, spuneți-ne mai departe ca să înțeleagă toată lumea ce e cu Steaua. Practic, clubul de fotbal Steaua București nu își pierde, rămâne, păstrează palmaresul, păstrează stadionul, păstrează toate beneficiile pe care le-a obținut în timp. Singurul lucru pe care nu mai are dreptul să îl folosească este emblema. Așa o cunoaștem noi, ca emblema. Aceea este marca. Ca să vă fac un scurt istoric al acestei mărci, în anul 2004, pe 29 ianuarie 2004, Fotbal Club Steaua București, reprezentantă de către domnul Gigi Becali, a depus o intenție de marcă la noi, la OSIM. Ulterior, după 3 luni, Clubul de fotbal Ar Armatei au depus și dânsii o marcă similară, care semăna foarte mult, avea foarte multe similitudini cu marca depusă de către domnul Becali. În momentul respectiv, oficiul de stat a făcut o notificare către domnul Becali, prin care i-a dus la cunoștință că la oficiul s-a mai depus o marcă similară. Domnul Becali, din nu știm ce motive, nu a fost interesat de acest lucru, astfel că și Clubul de fotbal Ar Armatei a primit un drept de marcă pe o marcă similară. Ulterior, Clubul de fotbal al Armatei l-a dat în judecată Clubul de fotbal al domnului Becali. În prima instanță, la Tribunalul București, au pierdut. La Curtea de Apel au pierdut, iar Curtea Supremă a dat dreptate, într-o decizie irevocabilă, a dat dreptate Clubului de fotbal al Armatei. Astfel, noi am fost nevoiți să radiem marca domnului Becali. În acest moment, dânsul poate să joace în echipamentul Stelei, dar fără a avea marca respectivă. Și, totodată, nu mai are nici dreptul să comercializeze produse cu această siglă. Doar cu sigla, cu marca respectivă. În rest, Steaua rămâne tot. Steaua, singura echipă românească, campioană europeană, desigur. Dacă tot vorbim acum despre chestiuni legate de OSIM, haideți să trecem puțin la politică, facem un fel ăsta trecerea la partea finală a emisiunii noastre la domeniul politic. Ați primit o cerere la OSIM în 12 ianuarie, mi-am notat eu, de înregistrarea unui nou partid, partidul domnului Marian Vanghelie. Un partid că o denumire, a vrut să-i spună inițial PSD Independent, apoi Partidul Social Democrație Independente, fără al, efectiv, fără
Spuneți-mi, vă rog, în ce stadiu se află chestiunea asta? Da, au fost înregistrate 3 cereri de marcă, 2 pe numele doamnei Cătănuță Ana Maria, iar una pe numele doamnei Niculescu Mizil Ștefănescu Ana. În acest moment, cele 3 mărci sunt în analiză la serviciu mărci din cadrul OSIM. Fac precizarea că Partidul Social Democrat are, să vă întreb, este incompatibil cu PSD-ul, are înregistrată partidul... are înregistrată în acest moment marcă la OSIM, fapt pentru care au și depus o opoziție acele 3 mărci depuse de... E clar că marca PSD este PSD, da, da. Partidul Social Democrat. Da. Acest nou partid se cheamă Partidul Social Democrație Independent, fără alt, deci fără articol, seamăn, efectiv. Da, seamănă foarte aduce mult... Aduce atingere la seamănă oameni, foarte mult cu Partidul Social Democrat. Și, iar și partidul tradițional, primul de pe... Partidul Social Democrat a reacționat depunând la noi o contestație, o opoziție. Opoziție care, conform legii, 2 luni avem perioadă de în care să așteptăm și alte opoziții, dacă mai sunt și alte persoane interesate, lezate de către cele 3 mărci depuse, după cele 2 luni intră în analiză, astfel că examinatorii noștri într-o perioadă de 3 luni vor da un verdict analizând toate datele care există în acest moment în dosarul, în cele 3 dosare. Ați spus Partidul Social Democrației? Da, astăzi când v-am revăzut, când m-am documentat puțin, am rămas puțin încurcat. Discutam chiar în seara asta cu colegii mei în redacție. Se cheamă Partidul Social Democrației Independente, fără alt, deci fără articol. Dacă îmi permite să intervin, nu este o greșeală de redactare, așa? Nu este, că am văzut. A fost, așa a fost înregistrat la... Nu, cred că este o greșeală care se face frecvent gramaticală. Asta cred că e altă problemă, nu cred că e o greșeală. Nimeni nu contestă așa. E o denumire care ține puțin așa. Da, nu. Primarul care este, cu Marian Vanghelie. Glumim, dar mi se pare șuie denumirea. Mă rog, e treaba dumnealor. Partidul Social Democrație Independente. Să vedem ce iese până la urmă. Așteptăm 2 luni, așteptăm și un răspuns de la dumneavoastră. Cu siguranță vă promit că o să vin... Dacă mă invitați, vă așteptăm, da, sigur că da. Cum apar noutăți, cum se mai acumulează evenimente, vă așteptăm cu mare drag. Ce ar mai fi de spus despre OSIM? Ce ar trebui să știe Giurgiu Veni, românii la modul general așa? Am început un program național prin care dorim să facem cât mai vizibil acest domeniu, concret. Am început discuțiile cu Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice pentru a face întâlniri cu administrațiile locale din fiecare județ, pentru a înțelege mai bine importanța depunerii unei mărci și atât cu pe partea de administrație publică, cât și cu patronatele din România, pentru a ne întâlni cu un număr cât mai mare de potențial clienți ai oficiului. De ce nu? Pentru că oficiul este o autoritate cu autofinanțare. Noi nu primim bani de la guvern. Noi ne autofinanțăm. Și totodată, potențialii beneficiari ai mărcii să înțeleagă riscurile la care se expun dacă nu se află sub protecția unei mărci. Este clar că dumneavoastră vă adresați și cu pregătire societăților comerciale, firmelor puternice. Am observat foarte la noi vin să depună cerere de marcă companiile, în special companiile multinaționale care au o educație. Să vede că au o educație în acest domeniu. Nu scot un produs pe piață până nu vin la OSIM ca să-și protejeze acel produs. Sunt N companii. Vă pot da un exemplu. Orange, Vodafone, Huawei, este o fabrică care este și la noi în țară, care produce telefoane mobile, care înainte să scoată un produs, vin și înregistrează marca, așteaptă... Să nu se trezească că cineva... Să nu se trezească că este copiată. Am avut de curând o surpriză neplăcută, moral, din punct de vedere moral, în care un privat a obținut marcă pe Palatul Parlamentului. Moștenitorul doamnei Anca Petrescu. În acest moment
sunt beneficiar a 7 mărci care au ca imagine imaginea Parlamentului. Un lucru care este au solicitat dumnealor o asemenea... Au solicitat, Parlamentul la momentul respectiv nu a făcut toate demersurile pentru a respecta termenele, au fost decăzuți din dreptul, astfel că ne-am văzut nevoiți să acordăm acest certificat de marcă doamnei Anca Petrescu. Păi avea, cum avea dreptul să folosească imaginea Parlamentului? Dânsa s-a folosit, în momentul în care a depus cererea de marcă la OSIM, s-a folosit de un drept exclusiv dat de către Orda, înregistrat la Orda, prin care domnia sa avea, îi se recunoșteau drepturile asupra Casei Poporului, drepturile de asupra arhitecturii Casei Poporului. A, am înțeles acum, da, iar dumneavoastră folosește imaginea fiind arhitectul șef. Da, cumva. Iar noi pentru a preîntâmpina asemenea situație am făcut adrese către toate către toate ministerele și instituțiile statului pentru a înregistra atât siglele cât și numele în clar la OSIM. Să arhitectul fiecărei clădiri. Exact. Ultima instituție a statului cu care am purtat discuții pentru a-i ajuta să-și înregistreze această marcă este Curtea de Conturi a României, care până la această oră nu au o marcă înregistrată. În situația în care arhitectul șef al Palatului Parlamentului a obținut dreptul asupra marcii, eu cred că poate să ia și bani de la administratorul Palatului Parlamentului. Nu le dați idei, domnul Băiu. Dacă le folosește fotografia și imaginea, poate să ceară bani. Poate să ceară bani. Deci e vorba de vizibilitate. În schimbul unei licențe. Să le ofer o licență de folosirea imaginilor respective. Interesant, acum nu știu cine în acest moment se află în instanță Parlamentul României atacând în instanță această deciziile OSIM. Am fost introduși și noi în cauză și așteptăm decizia instanței. Noi ne dorim să preîntâmpinăm pe viitor aceste lucruri care au fost posibile, repet, pentru o slabă prezentarea noastră, în primul rând, a oficiului în fața oamenilor și a societăților. Da, sunt cu ochii pe ceas, vreau să vă spun că suntem exact, am intrat în a treia parte a emisiunii noastre pe care ne-am propus împreună să o dedicăm politicii. Puțină politică la nivel local și la nivel național, dacă ar fi să vă întreb, domnule Răzvancu, cu ce să începem? Cel mai fierbinte subiect acum este cel de la nivel național. Suntem într-o perioadă foarte, foarte fierbinte. Multe arestări, multe schimbări, multe interpelări. Până la arestări și la tupeul fenomenal al găștii pedeliste care practic a devalizat statul român din punct de vedere economic, pentru că am văzut de-a lungul timpului că au tăiat pensiile, au tăiat salariile, au redus alocațiile, s-au împrumutat la femei tocmai pentru a-și lua șpăgile colosale de milioane de euro. Eu vă spun că această alianță PNL-PDL, alianța ta care s-a format în 2003 și în zilele noastre, în 2014, vedem aceeași alianță că s-a revitalizat tot din PNL și PDL, indiferent că s-a încercat o cosmetizare mai subțiată, că și colo, unii au luat într-o parte, unii au luat într-o parte. Două secunde. Deci, actualul PNL este format din membrii PDL, Predoiu, Andreea Paul Voș, Falcă și alte personaje care au făcut parte din guvernarea Boc și acum, repet, se încearcă o cosmetizare finuță, dar nu se reușește. Pentru mine, nu este PNL cosmetizat, este PNL plus PDL. Asta este acum ce se întâmplă. Și vedem că această alianță dă roade benefice, întrucât astăzi am observat cu toții că Senatul a respins cererea de ridicare a imunității pentru domnul Vorojan Foscanian, Camera Senatului. Pledoarie de poveste la Crimogen, așa. Pledoarie, că a venit cu mir, că a venit... Ok, nicio problemă. Acum, a prins până la urmă, deci asta o soluție? Eu vă spun că sunt destul de dezamăgit pentru că...
pe de-o parte și la nivel național și la nivel județean de ce se întâmplă. Pentru că eu văd că ei aplică o marotă întâlnită, o demagogie destul de aprofundată în care încearcă să arunce vina pe tot timpul pe guvernarea PSD-istă, care de altfel guvernarea PSD-istă acum să fie cu iertare. Nici nu putem omite faptul că a reparat greșelile făcute de guvernarea lor și aici mă refer la revenirea la salarii, la pensii, reducerea TVA-ului, reducerea CAS-ului și alte măsuri, nu numai de stânga, cât și de dreapta pentru stimularea mediului economic, dar îi văd foarte aprigina acuza, pe când ei sunt cei care își doresc puterea, cum să vă spun eu, într-un mod atât de evident pentru toată lumea, și aici aș aminti episodul cu Klaus Iohannis, care la nici 3 zile după ce și-a câștigat alegerile prezidențiale, ieșea și spunea, domne, noi vrem toată puterea. Constat acum că vă spun, atât la nivel național sunt dezamăgit de ce văd că se întâmplă în Senat, până la nivel local, când văd că doamna președinte interimar al PNL Giurgiu vine și aruncă niște cuvinte destul de greoaie. Ce v-a deranjat pe dumneavoastră? Păi mă deranjează expresii de genul primar luat cu japca, ciumă roșie, ciolanul puterilor, ciolanul puterilor. Face politica, nu, două secunde, m-ați auzit pe mine sau un coleg de-al meu de la PSD foarte vorbind de PNL ca maladia galbenă? Nu, noi când am ieșit și am spus că ei practic încearcă o resuscitare a alianței, da, acum, este realitatea. Nu s-a aliat PNL-ul cu PDL-ul? Asta s-a întâmplat. Eu asta am făcut. Pe dânsa, probabil, asta a deranjat-o foarte rău. Și până la urmă, nu, că nu au avut succes. S-au desfăcut. Cum să n-aibă succes? Au avut succes și acum... nu, au avut succes. Păi au fost la guvernare. Acum vin și spun că vor puterea. Păi eu mă uit la nivel județean, nici măcar... Deci, în loc să își facă un audit, de ce le-au plecat primarii? Ce s-a întâmplat în organizația județeană? Eu văd că ei se bat deja pentru alegerile din 2016 pe cineva candidat la Consiliul Județean. Adică văd o luptă pentru putere și, de fapt, nu. Principalul... Principalul, de ce l-a plecat primarii, vă întreb. Principalul, imediat, principalul lor obiectiv este cine ocupă funcțiile. Nu contează, e bine. Așa, în teorie, ei vin și spun populația, dar ați văzut. Pe de-o parte, ACL-ul, cum se numea în campanie, spuneau, ne-am luat România înapoi. Vanghelie spune România noastră. Eu nu știu care e mai România românilor, că ei toți își împar România asta. Adică, haideți să... Primarii... Noi luăm cine mai rămâne. Ce, nu știu ce mai rămâne. Primarii, de ce să plece? Nu știu. Din punctul meu de vedere, slaba gestionarea treburilor județului și neimplicarea totală a domnului președinte Vasile Mustață a generat plecarea primarilor și totodată implicarea foarte activă a echipei coordonate de domnul Cristian Marciu de la nivel județean, care, după cum știți foarte bine, anul trecut a adus peste 1000 de miliarde bani în județ pentru dezvoltarea infrastructurii. Bine, ei o pot numi cum vor ei, că acum știți ce nu-mi place mie și de asta eu la doamna Suldor am pretenții, că dânsa face parte din generația tânără, vorbește de suflu nou. Eu mă așteptam să aibă o poziție constructivă, că 2015 este un an de construcție în care nu avem campanie electorale. Dânsa vine și acuză. Da, orice ar spune dânsa, banii aceștia au intrat în județ printr-o ordonanță care... Și domnul Mustață a avut-o timp de 2 ani de zile la îndemână, dar nu știu cum a folosit-o. Domnul Marciu a folosit-o mai bine. Și iată că au venit bani, s-au dezvoltat comunitățile și drept răsplată, cum spune și colegul meu, ce s-a întâmplat? Îl dăm jos într-o ședință de consiliu, da, ilegal. Să comentăm puțin și de mică la și apoi revenirea domnului Cristian Marciu. Ilegal și abuziv, pentru că orice ședință de consiliu extraordinară se pot suplimenta cu puncte pe ordinea de zi în momentul în care sunt lucruri care țin de, nu știu, calamități, lucruri care, într-adevăr, au un caracter de urgență. De asta am și făcut apel către doamna prefect. Și nu numai lucrul ăsta, este practic răzbunarea dânsului pe consilierii de la PLR, care, deși aveau viză dată negativă de la secretarul Consiliului Județean, care la acea ședință nu a participat, tocmai din acest motiv probabil nu a și participat, întrucât nu a vrut să mai fie acuzat că ține partea PSD-ului, dânsul respectând legea, Mustățean s-a acuzat că ține partea PSD-ului tot timpul și pe doamna prefect la fel. Ori, singurul nostru instrument care ne-a mai rămas ca să îndreptăm aceste cum să spun, derapaje ale unui comportament, cum a spus și domnul Bădălău, de baron local, că în fond și la oameni PNL-ul spune că, mă rog, PNL-ul îmi vine tot timpul să le spun, PNL-ul spune că noi avem puterea. Nu, puterea eu, acum eu Consiliul Județean.
ce am împiedicat până acum să dezvolte, uitați, mă rog, ăsta este un alt subiect și o să-l aprofundăm. Singurul nostru instrument este doamna prefect. De asta și apelăm tot timpul la dânsa și încercăm să demonstrăm legal că se încalcă într-un mod abuziv orice cutumă legală și orice regulament al Consiliului Județean, cum a fost cazul domnului Marciu, cum a fost cazul consilierilor și nu multe altele. Adică îl dai pe domnul Marciu jos, om cu o mapă profesională impecabilă și aduci pe cine în locul lui? Hai să fim serioși, adică dacă pui unul în locul lui, pune domnule unul pe măsură sau competent. Nu poți să aduci așa să pui, să te răzbuni în continuare. Are ceva cu domnul Marciu, are ceva cu domnul Beian, nu are ceva Bustăți, are ceva cu toată lumea. În schimb, ce vrea? Vrea să-și securizeze o majoritate a lui, care nu-mi dau seama pentru ce o folosește, că niciun caz pentru dezvoltarea județului. Ca să-și treacă hotărârile, nu trebuie să... Eu am înțeles. Bun, și trec cu hotărârile, cu toți înțelegem că de asta, dar hotărârile alea servesc comunității sau cui servesc? Că în condițiile în care distrugi consiliile de administrație la spital, îți bați joc de cultură, îți... Cum își bate joc de cultură? Haideți să discutăm puțin despre cultură. Un milion de euro vor fi afectați teatrului din localitate. Anul ăsta a primit 634 de miliarde în comparație cu 170 în 2014. Păi eu vă spun că aș fi dat 2 miliarde la teatru și 2 miliarde la spital. Eu aștept să văd ce face și cu spitalul. Și acești bani este foarte important să fie foarte bine monitorizați ce se întâmplă cu ei. Nu să-i dăm acolo ca să-i sifonăm către niște filme clientelare sau către nu știu ce oameni care încearcă să-i construiască o imagine dânsului și într-adevăr să se ducă în activitate, pentru că vă spun, și actorii sunt nu mediocru, sunt sub orice critică plătiți. Adică eu am un respect deosebit, de exemplu, pentru domnul Toma Vasile. Este un actor cu niște calități și să știți că misiunea de actor este una foarte grea. Actorii sunt colaboratori. Teatrul nu are angajat niciun actor. Eu vreau să vă spun, vreau să văd și eu că acești oameni sunt efectiv recompensați pe măsura muncii depuse. Nu știu câți oameni stau să rețină, știți cât de greu e să stai o oră pe scenă și să repeți, păi e greu câteodată, cum să vă spun eu, și într-o conferință de presă când ești să vorbești jumătate de oră în continuu. Da, o oră să reții replici, să mimezi, să... Adică sunt niște eforturi foarte, foarte mari. Cum înțel colegul dumneavoastră? Dacă aș putea să intervin și eu, în urmă cu 3 săptămâni, până să apară, să se publice bugetul, domnul Mustățea a ieșit într-o conferință de presă unde a acuzat Partidul Social Democrat de faptul că l-a văduvit pe dânsul ca și președinte al Consiliului Județean și Consiliul Județean că nu s-au alocat fonduri Consiliului Județean. Ulterior, la 2 săptămâni, când a fost publicată în monitor oficial, bugetul a fost publicat, s-a văzut că județul Giurgiu a primit de 5-6 ori mai mulți bani Consiliul Județean decât în anii precedenți. Atunci când așa cum spunea și colegul meu, domnul Mustățea se afla la guvernare. Îmi aduc aminte că domnul Mustățea a fost la guvernare în USL, iar domnul de la Giurgiu a avut chiar și un ministru al finanțelor. Deci chiar era, și un vice, era domnul Chițoiu. Chiar și un vicepremier. Era în nu numai ministru al finanțelor, a avut un vicepremier Giurgiu, da. Din Giurgiu. În ce s-au concretizat? În ce s-au concretizat aceste lucruri? Acest lucru pentru giurgiuveni. În nimic. Domnul Mustățea nu a reușit să atragă nici un leu. Ba mai mult. Dacă pe vremea când Consiliul Județean se afla în opoziție, Spitalul Județean prima în fiecare an 3-4 miliarde pentru diferite lucrări. Ulterior, când la conducerea Ministerului se afla domnul Eugen Nicolaescu, la Giurgiu nu s-a primit niciun ban. Zero. Coleg cu domnul Mustățea de partid. Ulterior, domnul Mustățea vine și spune, domnule, au fugit primarii la PSD sau doamna Surdu, probabil, îmi cer scuze, dar sunt mâhnit. Am crezut că odată cu venirea doamnei Surdu, fiind din generația tânără, va avea o altă abordare. Nu face decât să ne întărească convingerea că și dânsa va aplica același mod de a face politică ca și colegii domniei sale de partid. Domnul Mustățea și ceilalți domni care mai sunt în acest moment în PNL. Au spus, ne-au acuzat că i-am luat, nu știu, cu japca sau cum au spus într-o conferință de presă. Nu! Acești primari s-au săturat
de modul în care au fost tratați de domnul Mustățea, de felul în care erau ținuți la ușă ore întregi la domnul Mustățea, erau apoi băgați în birou și nu se spunea nimic, n-au fost ajutați în niciun fel. Ajutor pe care l-au găsit. Asta. De ce credeți că domnul Mustățea procedează în felul ăsta cu primării sau procedează? Cred că ar trebui să-l întrebați acest lucru pe domnul Mustățea. Noi ne apucăm să-l întrebăm. Nu, un lucru este cert. Nu, nici noi nu înghesuim prea mult. Un lucru este cert. Domnul Mustățea vine pe, cum să vă spun eu, pe unda proiectelor începute și atrase și fondurile de domnul Beanu. Omul a condus cum a trebuit Consiliul Județean. Dânsul a venit acum, s-a trezit pe niște proiecte, pentru că dacă stăm și luăm și decelăm exact ce a făcut dânsul, nu știu, eu nu-mi dau seama că e foarte greu să obțin niște din Consiliul Județean. Eu când am vrut, am solicitat cererile, proiectele de hotărâre care au fost proiectele de hotărâre referitoare la demiterea lui Marciu și al consilierului de la PLR, deci mi-au fost puse la dispoziție de către aparatul din Consiliul Județean. Oamenii sunt terorizați. Haideți spre lucrurilor pe nume. Cum spunea și colegul meu, pe vremea domnului Beanu s-au dat bani și la spital, s-au făcut și investiții, sau au fost bani pentru toate. Acum nu mai sunt. Acum ne făităm. Trebuie să mai și alegi un pic când ești în funcțiile astea. Nu poți să stai toată ziua și să faci întâlniri de-astea câmpenești în birou 4-5 persoane și hai să facem o strategie. Cum băgăm mâța, cum băgăm bățul prin gar la PSD, cum îi stricăm poziția lui X, lui Y. Trebuie să ai și o atitudine constructivă. Nu doar de asta să te ocupi. În fond și la urmă de asta au și plecat primarii. Știți, orice om de obicei se identifică și când vede un lider, încearcă să urmeze acel lider. Eu cred că oamenii și primarul au văzut un lider în domnul Bădălău, pentru că dânsul s-a zbătut și domnul Marciu s-a zbătut enorm de mult și practic domnul Marciu a fost președintele Consiliului Județean. Repet, nu s-au adus atâția bani în tot acest mandat al domnului Mustățea, cât s-a adus Marciu în câteva luni. Au văzut un lider în dânsul și numai că oamenii au urmat cursul normal, pentru că și dânsii, ca să fie realiși în comunele dânșilor, au nevoie de niște realizări. Realizări nu le poți face pe vorbe și hai că găsim noi o soluție să te ajut. Faci cu bani, categoric. Cu bani și cu fapte. Să fie ajutat. Ori, eu sunt curios să vedem cum decontăm. Doamna Alina, doamna Surdu spune că este în, auditează organizația. Eu am spus și astăzi la conferința de presă, nu am nicio problemă cu dumneavoastră, să nu se înțeleagă greșit. Dar în locul dânsii aș face un audit și în Consiliul Județean. Să văd exact ce a făcut președintele și ce face și pe partea de sănătate. Că ar trebui să ia exemplu de la Călăraș, de la domnul Răducu Filipescu și să nu repete și la Giurgiu. Cred că se va repeta și la Giurgiu. L-aș întreba pe domnul Mustățea câte proiecte europene a inițiat dânsul în acest mandat. Și câte a inițiat și domnul Beanu? Nu, câte a finalizat. Nici măcar pe cele ale domnului Beanu nu a reușit să le ducă la bun sfârșit. Și trec în fiecare zi pe lângă groapa de gunoi de la Frătești. Este... Să spuneți și eu ce se întâmplă cu groapa aia în care s-au băgat atâția bani, o groapă ultramodernă. În 2012 s-a făcut recepția acelei gropi. Din nu știu ce motive, nici în ziua de astăzi, nu, cetățenii județului Giurgiu nu pot beneficia de această investiție. Deci, ba mai mult, de la Giurgiu se duce în continuare la București cu costurile aferente. Ba mai mult, nu numai că nu beneficiem, dar din banii contribuabililor și așa puțin, mai plătim și pază la acel obiectiv. S-au atras fonduri europene, s-au cumpărat anumite utilaje. Acele utilaje, dacă mai stau mult și nu sunt folosite, se strică și acelea. Lucru care se pare pentru conducerea Consiliului Județean nu sunt lucruri importante. Pentru Consiliul Județean important este să-l dea afară pe domnul Marciu. Nu că este coleg cu mine de partid, dar toți locuitorii municipiului și județului îl cunosc, în mare parte pe domnul Marciu. Știu ce activitate a avut domnul Marciu, așa cum spunea și colegul meu. Cu cine a dorit să-l schimbe? Sunt de acord, îl schimbăm și punem pe cineva mai bun. Pe cine a vrut să pună? Pe acest Matei Ionuț, care nici nu este giurgiuvean. Nici nu cred că are buletin de Giurgiu. Cred că și-a făcut la cineva viză de flotan ca să poată să candideze pentru Consiliul Județean. Nu are nici măcar studii superioare. De aici rezultă modul bagiocoritor la adresa cetățenilor al domnului Mustățea, al modului în care dânsul înțelege să facă politică. Și apoi se întreabă de ce au plecat primarii. Au fost amenințați? Nu au fost amenințați. Acești oameni sunt aleși de către cetățeni. Ei trebuie să facă ceva pentru acei cetățeni. Dacă nu fac,
ceva pentru comunitatea care a ales, nu o să mai fie ales. Și atunci și-au găsit variante ajutătoare. Au căutat sprijin care l-au găsit la Partidul Social Democrat prin persoana domnului Bădălău și a domnului Marciu. Și drept răsplată, domnul Mustățea a considerat să schimbe din funcție. În pasiunea dânsului este... Un singur lucru vreau să vă spun. Ce s-a întâmplat cu DG603? Atât de mult... cum să vă spun eu, mediatizat s-au început lucrurile la DG603. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu DG603. Proiect de 17 milioane de euro. Deci nu prea putem să aflăm pentru că nu există transparență. Spuneați de primar. Mi-am amintit acum una din problemele de astă iarnă ale primarilor. Îmi spunea domnul primar de la Oinacu, Laurențiu Burtavel. Erau drumurile înghețate, au fost accidente în Oinacu. Domne, i-am trimis scrisori, i-am trimis adresele lui domnul Mustățea. Vă rog eu frumos, faceți ceva. Am făcut o conferință de presă în care i-am atras atenția. Domne, sunt accidente, faceți ceva, că sunt drumuri județene. Vedeți de ce au plecat primarii? Sunt lucruri simple care le poate rezolva. N-au cerut investiții. Lucruri mărunte. Domne, trimite-o mașină să îndezăpezească și mie. Pentru că dacă stau să mă întorc cu un an în urmă, când domnul Mustățea își amenda bugetul, aloca o sumă colosală pentru dezăpezire. Și eu nu-mi dau seama unde se duc banii ăștia. Sincer. Spre finalul emisiunii, vă rog. În continuare am speranța, doamna Surdu a venit la Giurgiu pentru a face lucruri bune. Sper încă acest lucru. Și anume, împreună, toți politicienii din Giurgiu, nu trebuie să mai ajungem să avem dispute între noi, ci să ne punem umăr la umăr, să mergem fiecare să ajute cum poate și să aducem fonduri și proiecte pentru județul Giurgiu. Și așa, decalajul între județe este foarte mare. În acest moment, prin noua structură de împărțire a bugetului, se încearcă o reducere a acestor decalaje. Și anume, s-au luat bani de la județele foarte bogate, gen Prahova, Argeș, s-au dat la județele mai puțin dezvoltate. Giurgiu, Telorman, Călăraș. Da, asta să și simte, s-a văzut în banii primiți de Consiliul Județean. Împreună cu doamna Surdu și cu colegii dânsei și cu domnul Mustățea pe ultima 100 de metri, sper să putem împreună să realizăm ceva pentru acest județ și acest municipiu. Și anume, dacă puteți colabora cu domnul Mustățea? Nu știu dacă mai putem colabora cu domnul Mustățea, măcar să fie o decizie politică, măcar cu doamna Surdu să încercăm să-l aducem și pe domnul Mustățea la masa dialogului și împreună să încercăm să ajutăm acest județ. Dânsul nu face decât să pună bețe în roată. Nu semnez proiectul, vă ce la București, de ce nu veniți la mine? Trebuie să lăsăm aceste metehne deoparte. Cu toții trebuie să încercăm, fiecare cum poate, să încercăm să facem ceva pentru oamenii pe care ne aleg până la urmă și care ne... trebuie să depășească un pic principala grijă a dânsului de a-și construi o majoritate nocivă. Atâta tot. Caută să-și facă sub orice preț și sub orice pretext această majoritate. Hai să discutăm puțin despre această majoritate nocivă și prețul ei până la urmă. O mutare politică categorică care pe mine m-a lăsat... interzis, ca să zic așa, am văzut multe, dar să-l punem pe Costică Buduru, pe domnul Constantin Buduru, director la Muzeul Județean, mi s-a părut ceva cu totul și cu totul și din comun. Cum comentați? Practic, acest lucru nu vine decât să întărească și mai mult cele enunțate de noi cu puține momente în urmă. Plătirea polițelor este principala grijă a domnului Mustățea și răzbunarea și amenințarea, deși o trece în tabăra cealaltă a PSD-ului tot timpul. Tocmai de asta și s-a chinuit să-și facă majoritatea. Eu am dezbătut subiectul împreună cu un coleg și un bun prieten atât de partid, dar și un prieten de cultură, vorbesc de domnul Clement Ilie, care, mă rog, la un moment dat făcea o comparație, Clement la chirurgie și Buturul la muzeu, adică nu are practic nicio treabă una cu alta, dar asta este răsplata pentru un vot. Costică Buturul este, noi suntem colegi, nu am nicio problemă cu dânsul, dar cum să vă spun, dacă eu m-aș duce... Dar nici nu problemă cu muzeul până la urmă. Da, nici el are, nu, da, nu, este pur și simplu lucru care l-a recompensat. Eu știu că el a mai ocupat și o funcție în trecut de director la protecția copilului, director administrativ. Îi propusese atunci domnul Mustățea. Știu că la un moment dat a plecat din acea poziție, acum văd că este la muzeu.
nu cred că este tocmai ok ce se întâmplă. Dar domnul Buduru, de când e în politică, s-a plimbat pe acolo și pe acolo, numai în felul ăsta, niciodată la locul lui. A fost peste tot. Eu cred că astea sunt consecințe care dânsul le va deconta la următorul tur de scrutin. Pentru că oamenii la următorul tur de scrutin, categoric, am mai spus o dată și cu alții, l-aș vrea să-l văd pe domnul Constantin Buduru după alegerile locale, când nu-l văd în ce partid să mai ajungă și cum să mai iasă consilier, ce o să facă la urmă? Chiar aș vrea să văd. Și a spune că dumnealui n-am nimic legat de numele dumnealui sau de persoana dumnealui, ci de asemenea personaje care la un moment dat, când nu o să mai aibă ce să vândă, nu știu ce o să facă. Ce ar mai fi de spus în câteva minute ca să încheiem emisiunea noastră? Eu în continuare ne dorim să repet ce spune colegul meu. Cred că 2015 este un an de construcție, nu avem campanii electorale, nu avem de ce să ne mai batem, nu avem de ce să ne luptăm în diferite comunicate de presă transmise într-un mod dictatorial, care a fost și sancționat la un moment dat de electorat în anul 2012. Cred că, nu știu dacă neapărat doamna Raluca Surdu poate să influențeze deciziile domnului Musețea sau dacă va deveni parte a gândirii dânsului. Eu cred că noi trebuie să ne urmăm cursul nostru și să sprijinim în continuare primarii prin proiecte și să practic să arătăm că ne interesează soarta acestui județ, deși, repet, la putere este PNL-ul, pentru că ei gestionează Consiliul Județean. Și cred că împreună, în echipa asta care s-a constituit acum la PSD, o echipă tânără, o echipă energică, o echipă care nu are prejudecăți și frustrări, putem într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, să contribuim și la dezvoltarea economică și cea socială, nu numai a municipiului, dar și a județului, pentru că, în fond și la urma urmei, foarte dezbătut este problema primarilor care au plecat pe motive întemeiate, din punctul meu de vedere, dintr-o parte într-alta. Mult succes vă doresc eu. Cu voia dumneavoastră punem punct aici emisiunii noastre. Mulțumesc că ați venit la Giurgiu înainte de toate, la mine în emisiune. Vă mai aștept când se mai acumulează ceva. Noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Trebuie să le mulțumesc și colegilor mei, George Voican, Liviu Cosat, Sorin Mihalcea, Ionel Taifas și lui David Emanuel. Joia viitoare mi-am propus să mă întâlnesc aici în platou cu viceprimarii municipiului, Liviu Popaș și Alexandru Vladu. Vom discuta atunci despre Giurgiu la început de an și ce mai e de făcut prin primărie și pentru giurgiuveni anul acesta. Sângelul Brebenel, cum spuneam, ne revedem cu siguranță joia viitoare. Până atunci aveți grijă ce vă doriți, să aveți grijă.